Cum a căzut întâia zăpadă? Se spune că în vremurile de demult, țara Aizu nu cunoștea zăpada și nici gerurile iernii. Tot anul era cald și înverzeau câmpurile. Odată veni acolo dinspre miază noapte un călugăr pribeag, într-o mână ținea un toiag, iar în cealaltă o umbrelă mare. Cum era ostenit de drum, intră în ceainărie să se odihnească. Înăuntru era plin de lume. Sătenii petreceau acolo ceasuri întregi, sfătuindu-se într-una fără să ajungă la nicio încheiere. Pe fețele tuturor se citea îngrijorarea. Călugărul înțelese că la mijloc e ceva însemnat și voi să-i ajute pe oameni. Vă văd neliniștit și posomorâți, le spuse. Ce nenorocire vi s-a întâmplat? Iar sătenii răspunseră. Am primit în științare scrisă că mâine va trece pe aici însuși prea puternicul stăpân, oblăduitorul acestor ținuturi. Înștiințarea cuprinde o poruncă aspră. Totul trebuie să fie curat ca lacrima, astfel ca stăpânul să nu vadă vreun fir de praf nici în sat, nici pe drumul satului. Nici o necurățenie nu trebuie să-i supere ochiul slăvit, ori noi știm că oamenii din celelalte sate, oricât s-au străduit, n-au izbutit să împlinească porunca. Din această pricină, pe unii i-au tăiat cu sabia, pe alții i-au aruncat în temniță, iar altora le-au mărit dajdea de 2 ori. Peste tot numai plânsete și vaiete. De aceea suntem atât de îngrijorați. Iată, vremea trece și nu știm ce să născocim spre a fi pe placul înălțimii sale. Iată, uită ce întâmplare, se minună călugărul, de parcă i-ar fi zburat o pasăre de sub picioare. Lăsați pe mine, că știu eu cum să vă scap de năpastă. Mai întâi trebuie să fie o zi strașnic de friguroasă. Stăpânul cel năzuros se va ghemui în fundul caleștii și nici nasul nu-l va scoate afară. Iar dacă totul se va uita, am eu leac și pentru asta. Știți voi oare ce este zăpada? E ca o pânză nesfârșită, nespus de rece, albă și frumoasă. Zăpada va acoperi tot satul, va troieni câmpiile și munții. Oricât de afurisit e stăpânul vostru, nu va avea de ce să se lege. Fiți pe pace, nu vi se va întâmpla nimic rău. Vorbea cu atâta încredere și bunătate că țăranii se liniștiră pe dată, bucurându-se din suflet. Se împrăștiară pe la casele lor, întrebându-se curioși. Ce-o fi aceea zăpadă? Cu ce-o fi semănând oare? A doua zi, sătenii se deșteptară mai devreme ca de obicei. Dar cum ieșiră din aștenuturi, îi învălui un frig strașnic, cum nu mai fusese vreodată. Era atât de frig că li se încrețise pielea și le clănțăneau dinții. Când ieșiră din casă, amuțiră de uimire. Oare aceasta să fie zăpada? Zăpada aceea despre care vorbise călugărul ieri la ceainărie? Și câmpiile, și munții, și satul, și casele... Și drumurile, totul era alb-alb, iar din văzduh cădeau mereu fulgi albi. Toți locuitorii satului, tineri și bătrâni, ieșiră în uliță, uitând de gerul aspru, începură să strige și să alerge de colo-colo, făcând o mare veselie. Țopăiau și prindeau fulgii în palmă, minunându-se de ei. Între timp, veni știrea că stăpânul nu va mai trece pe acolo în ziua aceea. Plin de veselie, oamenii alergară la casa starostelui unde trăsese peste noapte călugărul pribeag. Dar acesta pierise fără urmă. Se uitară, patul era gol. Îl căutară pretutindeni, dar nici vorbă să-l găsească. Unii spun că însuși călugărul a fost întâia zăpadă. De atunci, cei din Aizu s-au obișnuit cu zăpada și au îndrăgit-o. Ba chiar au scos și o zicală. Nămeți mari înseamnă recoltă bogată. Ferește, m-am făcut de loc.